frumos să semneze contractul. Da, este unul din cele 7 proiecte. Din cele 7 proiecte incluse în principiul Arad și asociația Escesilcom-Tran SRL. Proiectul se referă la reabilitarea a 2328 de metri linie de tramvai și o suprafață carosabilă de 7197 metri pătrați. Tramvai constă în înlocuirea suprastructurii existente clasice cu o suprașine montate pe dale de beton cu prindere elastică. Crearea traficului urban, creșterea accesibilității zonei centrale a municipiului prin amenajarea trecerilor la nivel cu liniile de tramvai pe cele mai importante artere de circulație. Elenița Portaru, manager de proiect, pentru că înseamnă că suntem o echipă și toate proiectele noastre duc spre confortul cetățenilor și spre mai binele lor și demersul traficului mult mai bine pentru municipiul Arad. Pe lângă proiectul de astăzi, amenajare trecere la nivel cu liniile de tramvai, un proiect care, așa cum spunea colega mea, este de 19 milioane și ceva de euro, lei, scuzați, nerambursabil 15 milioane 500 și ceva. Avem cele trei intrări principale în municipiul Arad, adică Micalaca, Vlaicu și aș vrea să vi le spun, sunt nouă intersecții mari pe Micalaca, Bulevardul Titulescu cu calea Radnei și polivalentă intersecția mare, strada Radnei cu Miorița, calea Radnei cu Pășunii, calea Radnei Renașterii, calea Radnei strada Șiriei, Bulevardul Titulescu cu Olinești, Bulevardul Titulescu cu strada Emil Drăgoi, Bulevardul Titulescu cu strada Cornel Radu și strada Titulescu cu strada Voinicilor. Este o mare satisfacție pentru noi astăzi să semnăm un proiect important pentru municipiul Arad și satisfacția este și mai mare pentru că toate proiectele noastre cu fonduri europene au fost finanțate, ceea ce înseamnă că în primăria Arad se muncește cu seriozitate. Astăzi este un proiect important pentru cetățenii Aradului, în special pentru că am avut tot timpul probleme cu trecerile la nivel de cale ferată și liniile de tramvai și astăzi 25 de astfel de treceri vor fi rezolvate în municipiul Arad. Este un proiect care se desfășoară pe 18 luni. Cele mai importante sunt intrările Micalaca, Vlaicu și Grădiște. Avem acele intersecții mari cu probleme Bila, intersecția de la Polivalentă, intersecția din Vlaicu, colț cu pădurii. Deci, cu siguranță 25 de treceri, vi le-aș putea spune, sunt 11 pe Grădiște, 9 pe Micalaca, 5 pe Vlaicu. Tot ceea ce facem este pentru confortul cetățenilor. Le mulțumim că sunt alături de noi în astfel de momente, pentru că disconfortul, bineînțeles, va fi mare. Sunt proiecte importante, așa cum am spus. Avem în derulare proiectele cu pasajul Grădiște și Micalaca și, bineînțeles, următoarele luni vom finaliza Parcul Pădurice, un proiect important care va aduce un plus municipiului nostru și este un proiect care îl dorim să fie un parc cel mai frumos pe țară. Ceea ce astăzi s-a întâmplat este o repetare a ultimilor luni în care munca echipei din primărie a dus la o fază importantă, semnarea contractului de execuție. Este un moment de bucurie, este o împlinire a acestei echipe, dar de-abia acum începe munca. Acum se va vedea prin implementarea proiectului pe teren dacă ceea ce noi împreună cu proiectanții a însemnat ceea ce cetățenii din municipiul Arad solicită. În schimb, vreau să fac un apel la locuitorii zonelor afectate de aceste lucrări,
la înțelegere, așa cum au dat dovadă locuitorii din Vlaicu, din centru, acum din Aradul Nou. Va fi o perioadă în care tramvaiul nu va circula, el va fi înlocuit prin grija companiei de transport public cu autobuzul sau cu autobuzele. Vom încerca să reducem la minim acest disconfort. În rest, solicit și pe această cale constructorului să dea dovadă de seriozitate, să aibă grijă la parametrii de calitate și, bineînțeles, la termen de finalizare a lucrărilor. Deci, demararea lucrărilor probabil va fi condiționată de timp. Probabil că în martie o să vină timpul mai bun și o să fie condiții de atacare a lucrărilor. O să facem un grafic care încercăm să-l gândim până la finalizarea lor în totalitate, despre etapizarea lucrărilor, durata de închidere a circulației tramvaielor, ca să încercăm să afectăm cât mai puțin circulația. Considerați că va fi o lucrare grea? Da, destul de grea, destul de grea. Că eu am o experiență, pentru că noi am început și proiectul BERT și știm cam cu ce să mănâncă asemenea lucrări sau astfel de gen de lucrare, dar e mai grea pentru că este distribuită aproape în tot orașul. În Vlaicu, în Grădiște, în Micalaca și sunt intersecții destul de greu de realizat. Dar depinde de zone. Depinde de zone, pentru că oricum se va lucra etapizat, sigur că da. Dar noi încercăm ca oprirea tramvaierilor să fie cât se poate de... O să avem și o discuție cu cei de la regia de transport sau de la compania de transport și vom încerca împreună cu ei și cu primăria să armonizăm programul ăsta de etapizare.